Clasa? Clasa 10-a. Clasa 10-a. Da? Deci, zicem aici, clasa 10-a, tot tema pentru acasă, nu? Da. Geometrie, nu știu, geometrie, probabil mai mai multe, și geometrie și altceva. Sau numai geometrie? Numai geometrie. Numai geometrie, lăsăm așa. Geometrie analitică. Da. Da. Zi. Așa. Scrieți ecuația dreptei care trece prin punctul A de coordonate 1 și minus 2. A de 1 și minus 2. Și este paralelă cu prima bisectoare. Deci, de paralelă cu prima bisectoare. Știi care este ecuația primei bisectoare? Păi X-ul trebuie să fie egal cu Y. Atât. Y egal cu X. Deci ecuația ar fi Y egal cu X. Și înseamnă că panta cât este aici? 1. Dacă știm ecuația dreptei este așa. Y egal cu MX plus M. A, da. Aici n-am știut, cum scot panta. Doamne, ce capă. Atenție, deci este atât de simplu. Păi... X plus 0, poftim. Ca să semne cu asta. Deci Doamne, M egal cu 1. Banat, da? Da. Și dacă e paralel, înseamnă că dreapta pe care vrei da, să o spui... Da, și avem o panta, panta și punctul 2. Sigur că da. Deci vine Y minus Y plus 2. 2 egal cu 1. Egal cu 1 pe lângă X minus 1. X minus 1. Y plus 2 egal cu X minus 1. X minus 3. Y? Da, X minus Y minus 3 egal cu Y minus X. Plus 3. Sau x minus y. X minus y minus 3. Deci x minus y minus 3. Minus 3, da? Da. Sau x minus y minus 3 egal cu 0. Asta e. Știam că vreau să rămână panta, dar nu ne dădeam seama cum. De unde se e panta? Da. Și am, deci am spus să... X, știam că ecuația dreptei Y egal cu X, dar nu știa nimeni să da, dar, dar ecuația dreptei, nu, ecuația celei de-a doua bisectoare? Da, am scos-o. Dar nu trebuie, nu știa nimeni să... Dar cea de-a doua bisectoare este Y egal cu minus X. Da. Și atunci panta e minus 1. Da. Da? Deci da. Bun, altceva? Așa. Apoi avem așa. Demonstrați în două moduri că patrulaterul ABCD A, B, C, D. Este ortodiagonal. Ortodiagonal. Dacă și numai dacă. Da. AB pătrat plus CD pătrat. Egal cu BC pătrat. Plus DA pătrat. Deci. Patrulaterul este ortodiagonal, dacă și mai dacă AB pătrat cu CD pătrat. Îți facem ortodiagonal, adică cu diagonale perpendiculare, și facem un patrulater, uite așa, în care duci mai întâi diagonale. S-au întâlnit aici, în punctul O, diagonale, și atunci încep să nu fie niciuna din astea egal cu cealaltă, deci așa. Și iată, patrulaterul ortodiagonal construit. A, B, C, D. A, B, C, D. În care zicem că AB pătrat plus CD pătrat, ăsta plus asta la pătrat, egal cu BC pătrat plus AD pătrat. Deci suma pătratelor laturilor opuse, dacă e egal, patrulaterul este ortodiagonal. Adică dacă e ortodiagonal, să demonstrăm că are loc relația, da? Și dacă are loc relația, să demonstrăm că e ortodiagonal. Deci înainte și înapoi. Sunt două probleme. Dar astea două probleme să le facem în două moduri. Da. Așa. Hai să vedem un mod. Să mergem cu ideea că e ortodiagonal. Dacă e ortodiagonală, unde stai de 90 de grade. Și să iei relația de aici. Păi putem zice AB pătrat. Din Pitagora. AB pătrat este egal cu AO pătrat plus OB pătrat.
este egal cu A cu O pătrat. Ai voie să vorbești, că spui că e 9 ridicate, da? Da. Deci facem problema, hai să spunem așa, în sensul ăsta. Adică este ortodiagonal. Și noi... Și trebuie să demonstrăm relația. Da, demonstrăm. Da? Am pus săgeata așa, da? Și atunci spunem, dacă A, B pătrat, egal, da. Ortodiagonal fiind A, B pătrat, da. Egal cu A, pătrat, plus O, B pătrat. Pe de altă parte, de ce pătrat? De ce pătrat? Egal cu B, O pătrat, plus O, C pătrat. De O pătrat, plus O, C pătrat. Atunci AB pătrat, deci rezultă că AB pătrat plus DC pătrat, AB pătrat plus DC pătrat, ar fi egal cu AU pătrat plus OB pătrat. AB pătrat plus DO pătrat plus OC pătrat. OB pătrat, da? Da. Bun, hai să facem și membru cealaltă. DC pătrat. DC pătrat egal cu DO pătrat plus OC pătrat. Deci BC pătrat egal cu BO pătrat plus OC pătrat. Și AD pătrat. AD pătrat egal cu AO pătrat plus OD pătrat. Și atunci BC pătrat plus AD pătrat. BC pătrat plus AD pătrat este egal cu BO pătrat. Da. Plus O, C pătrat, plus A, O pătrat, plus O, D pătrat. Și este același răspuns, nu? Da. Deci, e clar, am demonstrat o dată așa. Acum, să demonstrăm invers. Că dacă este adevărat relația, dacă are loc relația, să fie perpendicularitatea. Așa. Nu mai îmi permite să zic că AB pătrat egal cu AO, da. B pătrat cu OC pătrat, că nu știm că e acolo perpendicular. Nu mai știm că asta la pătrat plus asta la pătrat egal cu asta la pătrat plus asta la pătrat. Deci înapoi. Am putea face cu distanță între două puncte? Dar trebuie să ne băgăm într-un sistem de axe. Deci trebuie să-l băgăm într-un sistem de axe așa și să ne ducem pe geometria analitică. Deocamdată am făcut-o pe geometrie plană, dacă vrei, din clasa a șaptea. Da? Deci n-am apelat la... Să vedem... Bun, nu știu că este asta, dar știu teorema de Pitagora generalizată. Spune, latura la pătrat egal suma pătraturilor celor alte două, minus de două produsul lor, consensul unii dintre ele. Deci știu treaba asta. Poftim. Da, da, salut. Deci, știu teorema de Pitagora generalizată. Deci înseamnă așa, că AB pătrat egal cu A, O pătrat, plus O, B pătrat, minus de două ori A, O, ori O, B, A, ori O, B, ori cosinus de unghiul, hai să lăsim alfa asta, plutăm cu alfa asta, da? Cos de alfa, AB pătrat, C de pătrat, C de pătrat înseamnă A, O pătrat plus O, O de pătrat. B, O, A, O, nu A, O. Nu, C, O. C, O pătrat. C, O pătrat plus O de pătrat. O de pătrat. Minus de două ori C, O, O, de. C, O, 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 de. Ori tot cos de alfa. Ori tot cos de alfa, pentru că sunt îngropuse. Atunci, AB pătrat plus CD pătrat, AB pătrat plus CD pătrat este egal cu AO pătrat plus
OB pătrat plus CO pătrat plus OD pătrat minus 2 pe lângă A, O, O, 2 și cos de alfa. Da. Minus 2 cos de alfa. Minus 2 cos de alfa pe lângă. A, O, ori O, B, ori C, ori... A, O, ori O, B, plus, că am scos minus 2 cos de alfa în factor și le-am adunat. A, O, ori B, plus... C, O, ori O, B. C, O, ori O, B. B. Pe de altă parte, A de pătrat, A de pătrat este egal cu A O pătrat plus O de pătrat. A O pătrat plus O de pătrat. De pătrat minus de două ori. A O ori O de ori cosinus unghiului. Cos de 180 minus alfa. Da. Că aici este 180 minus unghiului. Da. 180 minus alfa. Hai să vedem cât poți de 180 minus alfa. Cosinus de 180 de grade minus alfa egal cu cos-cos plus sin simba. Da. Nu? Cos de primul, cos de al doilea. Cos de 180 ori cosinus de alfa plus, plus sin de 180 ori sin de alfa. Da. Știi când e minus e plus între ele, când e plus, e minus. Cos, cos, plus sin, sin. Cos de 180 grade, câte ori fără? Cel cu trigonometrie, că am discutat. Când am un unghi, care este sinusul? Sinusul e proiecția, sinusul ăsta e proiecția pe axa x-ilor, iar, pardon, cosinus e proiecția pe axa x-ilor, iar sinusul e proiecția pe axa Y. Spuneam că la 0 grade sunt chiar aici și cos de 0 grade e 1, iar sinusul este 0, că proiecția de aici vine chiar de axa Y și la 0. Adică nu există segment. Închipul îi scrinești mai aproape de ei, de momentul ăsta, din ce în ce mai mic ăsta. Și duci la 0. Deci de ce e sinusul de 0 grade? 0. Iar cosinus e 1. Când suntem la sinus acasă, am spus, nu? La 0 grade. Când suntem aici la 90 de grade, aici suntem la cine acasă? La sinus. La sinus. Și atunci sinusul e maximul 1, iar cosinusul nu mai are segment, nici în stânga, nici dreapta, și este 0. Când suntem la 180 de grade, suntem la cine acasă acum? La cosinus. Suntem la cosinus acasă și în partea negativă este minus 1. Deci, cos de 180 grade este minus 1. Și vine minus 1 ori cosinus de alfa, plus sinusul de 180 grade, cât este? Păi suntem la cosinus acasă, sinusul pică când duprează 0. 0 ori sin de alfa. Și atunci face egal cu minus cos de alfa. Nu, minus 1 ori cos de alfa, minus cos de alfa. Deci cos de 180 minus alfa face minus cos de alfa. Așadar, în loc să zic cos de 180, de 180 minus alfa, ce o să scriu acolo? Minus cos de alfa. Adică pun în fața aici plus 2. Da. 2 cosinus de alfa. Și, pe de altă parte, a de pătrat. C de pătrat. C de pătrat este egal cu C. C o pătrat. C O pătrat plus O de pătrat. O de pătrat. C O pătrat. Deci mai întâi am văzut pe AD. Da. AD pătrat este egal cu A O pătrat plus O de pătrat minus de 2 plus. Dar mai primim pe BC de să vedem? Pe BC. Pe BC. Deci BC avem nevoie, da? BC pătrat este egal cu C pătrat egal cu B O pătrat. Plus C O pătrat, nu? Da. B O pătrat. Plus de două ori C O ori O B O ori cosinus de unghiul A. Și suma lor A de pătrat plus B C pătrat este egal cu A O pătrat plus O D pătrat
A o pătrat plus O de pătrat plus B o pătrat plus B o pătrat plus C o pătrat plus 2 cos... nu, 2 cos alfa. Ei fac tot unul 2 cos alfa pe lângă A o ori O de A o ori O de plus C o ori B o plus C o ori B o, nu? Da. Și cum avem egalitatea aceea, adică ce egalitatea aia? AB pătrat plus CD pătrat egal cu AD pătrat plus BC pătrat. Așa. Deci cum avem egalitatea? Egalăm și noi. Deci acum îi facem problema în sens invers, da? Da. Adică avem egalitatea și se rezulte că unghiul alfa e din 90 de grade. Deci, fiindcă o avem pe asta, AB pătrat plus CD pătrat, AB pătrat plus CD pătrat, înseamnă? AD pătrat, AU pătrat, AU pătrat plus OB pătrat, OB pătrat plus CO pătrat plus OD pătrat, OD pătrat plus minus de două ori. Cosinus, de două ori cosinus de alfa. Pe lângă. AO ori OB. Plus C, O, O, D. Egală cu cealaltă. A, O pătrat plus O. Egal cu A, O pătrat plus O, B pătrat plus C, O pătrat plus O, D pătrat. Plus 2 cos alfa. Pe lângă. A, O, ori O, B, nu ai pe la fel. Da. Plus C, O, ori O, B. Este așa? A o ori o de plus ce o ori, nu ce o. A o ori o de plus ce. A o ori o de. Da. A o ori o de. Plus ce o ori o b. Ce o ori o b. Ia ceva, da? Da. Bun. Și acum, egalitatea asta se vede că de o parte și de alta sunt ăștia. 4 termeni. A o pătrat o b plus ce o, nu? Da. Am tăiat. Și ce a rămas? Ce identitate a rămas? Minus 2 cos... Nu, e cos alfa. Deci minus 2 cos alfa pe lângă AO ori OB plus CO ori OD egal cu 2 cos alfa pe lângă AO ori OD plus CO ori o B, nu? Da. Ducem pe toți în același membru. Hai să ducem în partea celălalt. Dar era cu... Nu e cu minus, nu? Nu, nu e cu minus, altul e cu plus. Da. Dacă ducem pe amândoi, vin cu plus amândoi. Plus amândoi, da? Da. Deci vine 2 cos alfa pe lângă AO ori O B plus CO ori O B egal cu, nu, plus în continuare, 2 cos alfa, pe lângă A, O, ori A, O, ori O, B, plus C, O, ori O, B, egal cu 0, nu? Da. Și putem scoate în factor comun pe 2 cos alfa. Deci 2 cos alfa, pe lângă. Ăsta plus ăsta. Da. Adică A, O, ori O, B, plus C, O, ori O, D, plus A, O, ori O, D, plus C, O, ori O, B. Egal cu 0, toate chestia. Da. Dar este niște segmente mulțite, lungimile astea adunate între ele, un număr pozitiv ăsta. Da. Și cine mulțit un număr pozitiv să facă 0. Neapărat unul să fie 0. Da. 2 adică cos alfa. 2 nu poate să fie, cos alfa. Cos alfa să fie 0. Deci rezultă că cos de alfa egal cu 0. Și la cât de grade cos să fie 0? Alfa egal cu 0 grade. Deci n-a problemă. Și atunci dacă alfa e 0 grade, fac calcele ori tot diagonal. Da. Deci A, B, C, D ori tot diagonal. Da? Aproape este ortodiagonal. Terminat. Problema asta.
să vedem o altă idee, nu? Deci noi trebuie să dovedim problema și într-un alt mod. Ce idee ai? Poți să mă... Să-și pasă mântul în sistem de viață. Da. Și să... distanțe dintre două puncte. Și acum, dacă... distanțe dintre A, B, este fiind la pătrat, o să dispar radicale. Da. Deci am putea să luăm cu A, A decoronate, B decoronate, C decoronate, D decoronate, nu cu numere, ci alfa, beta, gamma, P, T, R, S, nu știu ce acolo. Da. Și să vedem distanța de două puncte și de acolo să putem găsi că ceva să se traducă pe astea perpendiculare, cum ar fi? Să fie două drepturi perpendiculare pe urmă. Deci, cu pante. Da. Practic, din relația asta, asta la pătrat plus asta la pătrat egal cu asta la pătrat plus asta la pătrat, să reiese o legătură între coordonate, cât când scriem ecuația dreptei BD și a lua C, ele să aibă pantele inverse și putem schimba. Ar fi o idee. Ca să ne ușurăm problema, aș zice că sunt ortodiagonal și să luăm ca sisteme de axe chiar axa X-ilor și cealaltă AC axa X-ilor, axa Y-ilor și axa X-ilor. Deci, iată cum aș surprinde. Deci, pentru faptul că am varianta ortodiagonal să rezistă gradația, gândim așa. Ne închipuim că asta e axa Y-ilor. Da? Aici e O și axa X-ilor. Da? Și atunci punctul C, ce coordonate va avea C-ul? Are un X, X A mic. Și 0. A mic și 0. Hai să zicem C. Apropo că e vârful C. C și 0. A-ul va fi de coordonate? Minus. A și 0. A, da. A-ul este un număr negativ. Da. A și 0. Și D-ul? 0 și D. Și D. Și B-ul? Tot 0 și B. R-ul 0 și B. B. Nu? Deci, înseamnă că ortodiagonal trebuie să arătăm că asta la pătrat plus asta la pătrat egal cu asta la pătrat plus asta la pătrat. Și atunci ce înseamnă AB pătrat? AB la pătrat radical din, nu? Distanța de două puncte am aici. Radical din XA minus XB. Nu, fără radical. Da. Ar fi XA minus XB la pătrat, adică A mic minus 0 la pătrat plus B mic minus 0 la pătrat. Adică e A pătrat plus B pătrat. Da. Iar a deșteptat. Dacă asta e A și asta e B, Pitagora cu Martin, A pătrat plus B pătrat. A, B pătrat este asta, da? Iar DC pătrat, DC pătrat ar fi egal cu? 0, nu. Păi asta este tot. C pătrat plus D pătrat. Da. C pătrat plus D pătrat. Și atunci AB pătrat plus DC pătrat ar fi cât? AB pătrat plus DC pătrat ar fi egal cu? A pătrat plus D pătrat plus C pătrat plus D pătrat. Sigur că da. A pătrat plus B pătrat plus C pătrat plus D pătrat. Termină problema. Iar AD, nu, apoi AD cu AD pătrat cu BC pătrat. AD pătrat ar însemna că este A pătrat plus D pătrat. Da. A pătrat plus D pătrat. Și BC pătrat este B pătrat plus C pătrat. B pătrat plus C pătrat.
Și A de pătrat plus B C pătrat egal cu A pătrat plus B pătrat plus C pătrat plus D pătrat. Se vede că, într-adevăr, răspunsul de aici e egal cu răspunsul de aici. Deci, din cele două rezultă de aici că A B pătrat plus B C pătrat egal cu A de pătrat, A de pătrat plus B C pătrat. Deci dacă are loc, dacă e ortodiagonal, are loc relație. Și acum să încercăm invers. Dacă are loc relația, să arătăm că e ortodiagonal într-un alt mod decât am arătat mai înainte cu teorema lui Pitagora generalizată. Deci nu mai avem voie să să-l plasăm cu sistemul de axe, că nu știm că e perpendicular. Da. Dacă tot ne ducem prin geometria analitică, ar trebui să-l plasăm în plan aiurea, oricum, acolo. Da. Și relațiile acelea... Să ne ducă la faptul că... egalitatea relațiilor să ne ducă la faptul că e o legătură între acestea, și când schimb ecuația dreptei, pantele să fie inversă și să fie schimbat. Asta ar fi ideea. Deci, hai să ne echipăm că suntem într-un sistem de axe. Și avem un patrulater așa la întâmplare. E vorba de A de coordonate. A și 0. Nu mai este A și 0. A e în plan, da, în plan. Deci, A... AF, ca să fie diferit B după A și F. După B de coordonate B și M. B și M. C de coordonate C și N. C și N. Și D de coordonate D și P. D și F. P. Sau P, e? Da. P și, D și P, da? Da. M, M, P. Și am zis, nu e F acolo, nu nicio problemă. Ei, ca ele să fie perpendiculare, ar trebui să iem indice AC, da, panta lui AC, să fie egal cu minus 1 supra panta lui BD. Nu? Ce înseamnă iem AC? Iem indice AC. Panta lui AC este egal cu C minus YA. Adică IM minus P, așa zi? Da. IM minus P supra B minus D. Că trebuie să respectăm. Dacă am zis Y lui B minus Y lui D, acum X-ul lui B minus X lui D. Supra B minus D. D. Da? B minus D. Încă o dată. Panta lui, A, lui AC, dar m-am dus la BD. A. Am scris un BD. Modificați acolo la BD. BD. Panta lui BD. Inversat și cu semnul schimbat, 1 minus 1 supra M BD. Ar fi fracția întoarsă și punem un minus în fața ei. Minus B minus D supra B minus D supra M minus P. N-ar schimba semnul plus tot, adică ar fi B plus D supra M plus P, nu? Cum ai zis că nu am înțeles? B... Nu. Nu, nu e bine. Dacă zici B plus D? Da. Păi minusul schimbă și se astea, face minus, minus B plus B D. Plus D. A, da. Da? Minus B plus D. Da. Minus B plus D, D minus B. B, minus B. Deci dacă vrei să băgăm, putem spune cam mai departe cu D minus B supra M minus P. Asta ar fi rar, cu minusul pe M pe D. Și acum, panta lui AC egală cu cine? YC minus YK M minus F. M minus F. M minus F supra C minus A. Supra C minus A. E minus F supra C minus A. Și
egalitatea ăstor două care îmi trebuie mie, deci ca să fie perpendiculare, să zicem noi BD, BD perpendicular pe AC, dacă și numai dacă se întâmplă ce lucru? Raportul acela egal cu raportul celălalt, nu? Vedeți acolo era D minus B. Când am schimbat acolo semnul, a spus B minus B. Așa, e D minus B. D minus B, da? D. D minus B, corect. Deci, BD e perpendicular. B de perpendicular pe AC, dacă și numai dacă, raportul ăsta, care l-am zis noi la minus 1 pe D minus B supra M minus P, nu așa? D minus B supra M minus P este egal cu N minus F, N minus F supra C minus A. C minus A. Și aici ar fi echivalent, facem folosul mereu cu extremelor. C minus A pe lângă D minus B. C minus A pe lângă D minus B. Este egal cu M minus F. M minus B. Da. Pe lângă M minus F. Și dacă desfacem parantezele, obținem echivalent cu CD. CD. Minus CB. Minus C, B. Minus A, D. Minus A, D. Plus A, B. A, B. Egal cu? N, M. M, M. Minus M, P. F. Da. Minus P, M. Plus P, F. La asta trebuie să ajungem noi. Deci dacă ajungem la asta, fructificând că A, B pătrat plus D, C pătrat, noi avem așa, că AB pătrat, știm că AB pătrat plus DC pătrat egal cu AD pătrat plus BC pătrat. Dar AB pătrat e distanța între două puncte. Cu cine ar fi egal AB pătrat? Deci AB pătrat ar fi la mâna doar, e A pătrat plus B pătrat. Nu e adevărat. A, dacă e... Era când era în sistemul rectangular. Da. Deci acum îi... Cum? B minus A la pătrat plus E minus F la pătrat. Da. Deci X și Y, trebuie să vedem X și B minus A la pătrat plus E minus F la pătrat plus de ce? De ce? C minus B la pătrat plus P minus M la pătrat. P minus F la pătrat egal cu A de pătrat, adică A de pătrat, adică D minus A totul la pătrat. D minus A totul la pătrat plus P minus F. P minus F la pătrat plus era BC, nu? BC, da. C minus B totul la pătrat. C minus B totul la pătrat plus N minus B, N minus M totul la pătrat. M minus nu, N minus M, nu? M minus M sau N minus M n-are importanță. A, nu? Fii la pătrat. A, și fii la pătrat n-are importanță cine ești cu. Și acum, echivalent cu? Desfacem formă. Din nou, la pătrat. Deci B pătrat. B pătrat minus 2AB plus A pătrat plus M pătrat minus 2MF plus F pătrat plus C pătrat minus 2CD plus D pătrat. Minus 2CD, da? Da. Minus 2CD.
plus B pătrat. B pătrat egal cu? B pătrat. A, mai este plus? Da. Plus. Minus 2 pe B M. Pătrat. Minus 2 pe M. Plus N pătrat. Egal cu D pătrat. Minus 2AD plus A pătrat. Plus P pătrat minus 2 pe F. Plus F pătrat. Plus C pătrat minus 2CB plus B pătrat plus N pătrat minus 2NM plus M pătrat. Plus N pătrat. Și dacă ne uităm B pătrat, A pătrat, N pătrat, C pătrat, D pătrat, P pătrat și N pătrat, îi găsim și partea asta. Da. Deci tot ce-i pătrat, suntem M pătrat, F pătrat, C pătrat, D pătrat, P pătrat și N pătrat. Îi găsim D pătrat, A pătrat, P pătrat, F pătrat, C pătrat, B pătrat, M pătrat și N pătrat. Nu? Și atunci ce ne rămâne? Echivalent cu a spune că minus 2AB, de acord? Da. Minus 2M e... Minus 2 CD, minus 2 PN, egal cu minus 2 AD, minus 2 AD, minus 2 PF, minus 2 MF, da? PF. Minus 2 PF, da? Da. De ce am eu MF? Păi nu suntem la a doua ecuație? Că am scris-o pe aia. Semnarea de jos. A, așa, aici așa. Minus 2 PF, da. Da. Minus 2 PF. Minus 2 CB. Minus 2 CB. Minus 2 NM. 2 CD sau 2 CB? 2 CB. B, da. Și minus 2 MN. Da? Da. Ei, împărțim pentru 2 peste tot și cu minus în, peste tot și vine AB. Plus MF, așa este? Da, plus CD, plus PN. Plus CD, plus PN. Da. Egal cu AD. AD. Plus PF. PF. Plus CB. CD și plus M. Și acum ne uităm la asta și la asta de aici. Și o aranjăm pe aceea într-un alt mod. Adică, în ce mod? Ce e cu plus lăsăm deoparte și ce cu minus ducem în partea cealaltă, da, ca să fie deoparte și de egalitatea asta. Deci, asta s-ar traduce așa. CD plus AB. CD plus AB. Plus MF plus PN. Da. Plus MF plus PN. Egal cu MN plus PF. MN plus PF plus CB plus AD plus CB plus AD. Și nu cumva este identică. Vale. Este exact relația care trebuie să o dovedim și a ieșit perfect. Asta e asta de aici. Deci, ca să fie perpendiculare, trebuie să fie partele diverse și să fie schimbat. Le-am tradus și asta ar trebui să arătăm. Da. Am plecat de la ce aveam noi și am ajuns la asta. Dar asta de aici e tocmai ceea pe care trebuia să o demonstrăm. În concluzie, am arătat că dacă se întâmplă relația respectivă, patrativul este ortodiagonal. Da. Când e ortodiagonal și l-am plasat într-un sistem de axe ca să ne vină ușor, și a fost egalitatea făcută, iar invers, am luat-o în general și am dovedit că așa stau lucrurile. În concluzie, problema este făcută în două moduri. Da. Am făcut-o odată folosind teorema lui Pitagora generalizată. Da. Și teorema lui Pitagora, când e dreptunghic, e ortodiagonal și a doua oară, în altă variantă, plasându-o la dată, când e ortodiagonal, chiar diagonale fiind axele de coordonate, iar
în situația în care nu știu că este ortodiagonal, l-am plasat în plan oriunde. Da. Și pantele trebuia să fie inversă și schimbat. Am luat niște coordonate la întâmplare, litere. N-am particularizat, că atunci putea să ne sancționeze cineva și să ne zică bine, bine, s-a întâmplat cu coordonate de astea oate. Dar la alte coordonate. Și atunci noi am luat în general. A, B, C, D, E, F, acolo, da. Sunt luate oricare între ele. A fost destul de interesant, să zic așa, dar lucru. Da. Acum mă așteptam să fie greșit, să greșim un set pe acolo și nu-ți mai iese. Însă, dacă am fost, nu am fost amândoi atenți, am supravegheat și nu s-a întâmplat să facă greșeală. Uitam acum când s-a terminat creta. Am păstrat o cutie de crete de când am venit aici. Am încă o glumă. Sunt, iarăși, câte două luni și ceva de treabă. Trei luni acum. Da. Pe 10 ianuarie am venit. Aici am lucrat. Atunci noi lucrăm continuu, continuu. Și am mâncat la normă, deci o cutie de crete în trei luni. Da. Mai ai vreo problemă? Nu. Nu mai ai nicio problemă. Păi, cât e ceasul acolo? 41. 41. Eu îți propun să oprim fișierul aici, da. Ca să începem alte lecții, știi? Da. Să nu ne amestecăm.